Bine v-am găsit la un video un pic mai special. De data asta suntem aici în GTA 5 și aș vrea să facem o comparație între GTA 5 și viața reală. După cum știți, GTA 5 se petrece undeva în Los Angeles și foarte multe din zonele din acest joc există chiar și în realitate și am vrut ca în episodul de azi să vă arăt o comparație între realitate și joc. Mi s-a părut o idee destul de interesantă. Dacă vă place și mai vreți eventuale episoade de genul ăsta, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, astfel îmi pot da și eu seama dacă v-a plăcut. Și hai să începem cu prima chestie, care e un cinematograf destul de mare și se află exact aici în mijlocul orașului. A fost deschis inițial pe 18 mai 1927, are o capacitate de peste 1000 de persoane și, bineînțeles, e unul din cele mai bune cinematografe de acolo din Los Angeles. Dar o să fiți foarte surprinși când o să vedeți poza cu cum arată acest cinematograf în viața reală. Iată-l, este identic cu cel din GTA. Chiar am rămas extrem de surprins când am văzut chestia asta. Nu mi-a venit să cred cât de bine au reușit să realizeze acest cinematograf din viața reală și să-l transpună în joc. La punct și virgulă, practic. Și acum o să vedem cum se vede el în GTA San Andreas, bineînțeles cu resursele pe care le aveau developerii la perioada respectivă, pentru că pe atunci calculatoarele erau mai slabe și cu siguranță nu aveau aceleași resurse pe care le au acum, dar totuși seamănă destul de bine și atunci. Până spre apartament vom vedea pe partea stângă o clădire destul de interesantă, care e de fapt un hotel. Acest hotel se află undeva și în GTA San Andreas și e o locație tot așa din realitate. Puteți să vă dați seama mai exact după felul în care a fost făcută arhitectura. Vedeți cum e fiecare cameră reprezentată și exact la fel arată și în viața reală. Bine, știți bine, în San Andreas au încercat ei să facă așa cu resursele pe care le-au avut. Nu am poze pentru San Andreas la toate locațiile, dar o să încerc să vă arăt așa la ce locații am și la ce locații nu am, o să vă arăt doar comparația dintre GTA 5 și viața reală. După aia, luăm mașina, mergem un pic mai departe, aici vom vedea pe partea dreaptă această locație numită Tequila La și în viața reală o să vedeți că se numește altfel. Se numește Whiskey Go Go și e de fapt un club destul de renumit de noapte în care mai vin trupe rock și cânt acolo concerte live. Dar hai să mergem mai departe de atât și să vă arăt că avem și Beverly Hills aici în GTA. Bineînțeles că în joc se numește altfel, se numește Rockford Hills, la fel cum Los Angeles nu se numește Los Angeles, se numește Los Santos, dar aici este semnul celebru și o să vedeți o comparație cu semnul din viața reală, în momentul de față pe ecran. De asemenea, veți vedea această parcare în care noi am pornit episoade de GTA Online de foarte multe ori de aici, de undeva. De asemenea, veți vedea o poză acum pe ecran cum arată în viața reală zona asta. Nici nu m-a venit să cred că există așa ceva. Pe partea stângă, la fel, avem o biserică care, la fel, există în realitate. Toate zonele astea de aici există. Și ne-am jucat atât de mult, adică eu cel puțin m-am jucat atât de mult GTA și nu am realizat faptul că aceste zone chiar sunt adevărate. Acum, Rodeo Drive e o zonă foarte aglomerată cu shopping de aici din Beverly Hills. Și este zona asta de aici. Cu siguranță cred că o știți. Este zona în care te duci și faci un jaf, din ce mi-aduc eu aminte. Poți să jefuiești un magazin de undeva de prin zonă pe acolo. Ei bine, așa arată ea în viața reală. E un loc în care că găsești foarte, foarte multe mașini scumpe, mulți oameni cu extrem de mulți bani. Deci e zona de lux, de shopping. Din Beverly Hills de aici. Dar uitați-vă cât de bine au realizat-o. E, nu știu, pur și simplu, parcă ar fi copiată exact, bucățică cu bucățică. Nu știu cum au făcut developerii ăștia. Au stat și s-au uitat la fiecare centimetru din hartă și au făcut-o exact la fel. Eu personal sunt complet impresionat de chestia asta. În mijlocul orașului vedem Maze Bank Tower și cred că toată lumea cunoaște clădirea asta. E clădirea în care poți să-ți faci firma pe GTA Online. În realitate ea se numește US Bank Tower și, într-adevăr, la fel ca și pe online, mai multe firme au sediu înăuntru.
O să vedeți în momentul de față și o poză pe ecran cum arată ea în viața reală, în comparație cu cum arată ea în GTA. Avem și acest turn mare de aici. Am înțeles prima dată că au vrut să facă să poți să intri înăuntru. Vezi că scrie bar and restaurant. Dar la fel era și în GTA San Andreas și o să vedeți în momentul de față imagini pe ecran și cu viața reală și cu GTA 5 și cu San Andreas. Cred că singura chestie care nu există în viața reală, în rest e cam la fel până și turnul de control, este această parcare de acolo care vedeți voi în, pe imaginea cu viața reală, nu există, dar în rest uitați-vă la turnul ăsta, deci turnul ăsta de aici este făcut complet. Partea interesantă pentru că aici pe plajă avem sala de forță și asta arată identic. Frate, deci identic. Nu mi-a venit să cred când am văzut cât de bine e realizată până și partea asta de aici. Deci în momentul de față aveți o imagine pe ecran cu ea cum arată în viața reală și o să vă schimb între viața reală și GTA 5 să vedeți o comparație. Această sală este disponibilă și în GTA San Andreas, bineînțeles arată un pic mai diferit în San Andreas, dar nu am reușit să fac rost de o poză din San Andreas încă, dar dacă aveți San Andreas, vă duceți pe plajă, cu siguranță veți descoperi această zonă de aici. Și asta nu e singura, dacă mergem un pic mai încolo, o să observați că este o clădire albastră. La fel, clădirea asta albastră există și în realitate. Plaja asta de aici se numește Venice Beach. Este o plajă foarte aglomerată din California, din Los Angeles. Și până și pe pier acolo, o să vedeți că ajungem imediat, parcul ăla de distracții la fel, identic. Deci vedeți clădirea asta de aici sau ce-o fi ea, nu știu exact. Diferența nu prea este. Intrarea spre acel pier și clădirea asta de aici e reprezentativă. O vedem și în GTA San Andreas, de fapt e mai, în mai multe jocuri, nu numai în GTA. Dar puteți să o vedeți în momentul de față pe ecran și în GTA, și în viața reală, și în GTA San Andreas. Și mergând un pic mai încolo, vom vedea parcul nostru de distracții, la care am mers de atâtea ori în GTA Online și ne-am distrat. Ei bine, chiar și ăsta există în viața reală. Bine, cred că sunteți mulți care știați deja chestiile astea, dar am vrut să vă arăt o comparație directă, știi? Poate unii dintre voi nu ați văzut o comparație directă, poate ați auzit că GTA-ul ăsta e făcut după viața reală, dar poate nu ați văzut o comparație fixă. Așa că, din punctul ăsta de aici, cum ne uităm, vezi că e roata și în momentul de față o să vă arăt o imagine pe ecran. Exact din punctul ăsta vedem acum din viața reală cum arată. Și vedeți că în capăt acolo chiar e dragonul ăla sau ce-o fi. După cum vedeți acolo sus Vinewood, bineînțeles, cred că cu toții știați că e semnul de la Hollywood de fapt și exact în aceeași poziție se află și semnul de la Hollywood. Dar undeva în zona asta se află observatorul. Aici se numește Galileo Observatory și nu cred că poți să intri înăuntru în el, dar am fost multe ori aici, nu știam exact cum se cheamă. În viața reală îi zice Griffith Observatory și e un loc foarte popular pentru turiștii care vin acolo în Los Angeles. Ia să vedem, putem să ne urcăm și pe aici. Dar o să vedeți în momentul de față niște poze. Prima poză este cu cum arată acest observator în viața reală, a doua este cum arată el în GTA, în GTA 5. Și următoarea este cum arată el în GTA San Andreas. Vedeți și voi în San Andreas, v-am zis, grafica e un pic mai slăbuță pentru că cu atât s-a putut lucra în perioada respectivă, dar eu zic că a fost destul de interesant ce am văzut până acum. Acum vom trece la actorii care au participat în acest joc, pentru că după cum știți am avut 3 personaje principale. Ei bine, nu o să vă vină să credeți, poate, sau poate unii dintre voi știați deja, dar aceste caractere principale sunt reprezentate exact după cei care le-au dat voce. Primul caracter și preferatul meu este Trevor Phillips, jucat de Steven Ogg. Tipul ăsta este absolut genial și uitați-vă cât de tare seamănă Trevor cu Steven. Adică, de obicei când un actor face vocea unui personaj, nu este dată personajului înfățișarea actorului. Dar uite că în cazul jocului acesta, cu siguranță s-a făcut acest lucru, o să observați și la ceilalți. Uite și Michael cât de bine seamănă cu Ned Luke, de exemplu, tipul care a făcut vocea lui. Și să căutați numele astea pe YouTube, o să vă mirați când îi auziți
cum vorbesc și uneori chiar se comportă ca personajele din joc în unele interviuri. E destul de amuzant și interesant. Chiar vă recomand să faceți chestia asta când aveți puțin timp liber. Dar, oricum, ăsta a fost episodul special de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am zis că e ceva mai interesant așa să vă arăt. Nu vă faceți probleme. Episoadele normale de GTA vin la orele la care știți. Dar asta a fost ceva un pic mai ieșit așa din comun. Dacă v-a plăcut și mai vreți eventual partea a doua, pentru că sunt o grămadă de chestii pe care nu vi le-am arătat încă să vedeți cum arată în viața reală, nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi spuneți în comentarii dacă vă mai doriți asta și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!